Salutare, dragi crocotași! Iată-ne ajungi la granița dintre România și Bulgaria, mai precis în Giurgiu. Nu, nu avem încă intenția de a pleca din țară și nu ne-a atras aici neapărat vederea frumoasă a Dunării, ci mai degrabă curiozitatea. Ne întrebăm oare cum sună de aici vocea poporului. Cine seamănă vânt, culege? Poftim? Continuă fraza. Cine seamănă vânt, culege? Nu știu. Nu știi ce să culege după vânt? Frunzele. Știi care continuarea? Nu. Păi mește, mă. Eu zic după. Cine culege? Vânt, culege... struguri. A, nu știu. N-ai auzit de zicala asta? Nu. Nu știu. N-ai auzit de zicala asta? N-am auzit de asta. Continuă fraza. Cine seamănă vânt, culege... struguri. Și numai poante de alea urâte. Și mai poante urâte? Asta e o zicală din popor. Din popor? Ah, Hora Unirii. Culege Hora Unirii? Nu se culege. Se dansează Hora Unirii. Continuați fraza. Cine seamănă vânt, culege? Furtună. Unde este mai frig? La Polul Nord sau la Polul Sud? Nord. La Polul Nord. Polul Nord. Unde este mai frig? La Polul Nord sau la Polul Sud? Bineînțeles că la Polul Nord. La Polul Nord. La Polul Sud. Cum se numește podul dintre Giurgiu și Ruse? Nu știu, habar n-am. Nu-mi vine. Piciorul podului. Cum? Piciorul podului. Cum se numește podul dintre Giurgiu și Ruse? Podul prieteniei. Podul prieteniei. Podul prieteniei. Prieteniei. Știți cum se numea pe vremuri nordul Bulgariei, care a fost în componența României? Habar n-am. Nu știu. Ai auzit? Știai că nordul Bulgariei a fost în România pe vremuri? Da, pentru că România e Basarabia în ziua de azi. Da? Da. Știi? E cu C. Da. N-ai auzit? Nu. Nu? N-ai auzit? Nu. Știi că nordul Bulgariei a fost în componența României? Știai? Nu. N-am idee. Știai că nordul Bulgariei a fost în componența României? Pe timpuri. Pe vremuri. Pe vremuri. Dar știai? Da. Dar n-am idee cum se numește. Nu știu. Ați auzit sigur. Ah, cadrilaterul. Am făcut testul, am aflat răspunsurile, practic ne-am îndeplinit și noi misiunea. Evident, pentru Cronicuța a raportat Alexa Nicolae.